Salut ale lume, ce este Gamer Potato, astăzi cu o nouă serie de gaming. Astăzi începe seria de Forerunner, fără live-uri, episoade în care vom face numai dueluri și din când în când vom juca și noi Dominion. Astăzi vom face niște câteva dueluri și o să încheiem cu un Brawl 2v2 alături de Centurion. Acesta va fi episodul cu Centurion. Și între timp, dacă nu știți ce joc este Forerunner, vă explic acum repede cât de mult pot. Practic sunt trei facțiuni, samurai, cavaleri și vikingi, care se bat și încercă să domine, nu știu, să zicem, lumea. Pe fundale se poate vedea, nu știu, galben, roșu, albastru. Albastru sunt samurai, în care sunt eu, roșu, vikingi și cavalerii galbeni. Cine are mai multe continente câștigă sezonul, dar întâi trebuie să câștigă runde și în final cine are cele mai multe runde câștigate câștigă sezonul. Iar eu sunt în samurai. Nu contează ce facțiune alegi, este același lucru efectiv, poți să joci cu orice caracter. Și ce să vă mai zic, este un joc foarte bun de strategii, în care trebuie să ai reacții rapide și să încerci să câștigi, asta e fața, asta e tot. Ok, se pare că avem de-a face cu un Highlander, reputație 41 pe caracter, ceea ce este, wow, mult. În total 89, mai mari decât mine, deci... Și zic că higher than your enemy la skill. Mă îndoiesc, cred că să mă bată, să folosim în același combo. Ok. Eu arăt degetul. Ok. Nice. Oh, nice, l-a prins! Stai, stai să nu greșesc. Nu? Bă, frate! Aia a fost și la limită. Mai la... Oh my god, mai la limită, de atât chiar nu se putea. Mamă! Bă, am dat dodge! Mă enervează. Oh, nice, ok, parry. Ok, kick, feint. Am vrut să dau feint, dar mă rog. Mamă. Ok, cred că ajunge, că nu m-am stat bine nici eu. Ok. Aoleu, ia s-a dus în offense mode. Să avem grijă când ies în offense mode. Că facem mai căcaturi de alea. Ah, fuck, nu, mamă ce-a putea fost aia. Ia că pe ce să parezi chestia aia. Nu. Oh, l-am prins. Este game? Da, poate game. Am făcut auto semina pe aici. Nice. Care este foarte complex pentru ce trebuie să-l pui, dar na, se pare că la mine a mers. O să facem niște heavy. Shit. Nu iar combo-ul. Vreau să fug. Bun. Nu iar combo-ul. Vai, du-te de la cu. Ok, l-am prins cu o feritură. Light. Mamă, ce noroc a avut. Nu m-au stamina, ești nebun. Îl puteam lua dacă aveam stamina. Aaaa, ăsta e game, fier ar să fie. Hai să sări pe el. Nice. L-am luat. Cam ăsta arată ca team combo, dar arată mai diferit la perete. Fuck, am dat prea devreme. Bă, nu te cred. Am dat prea devreme și dacă îi dădeam pe Eric, îl omoram. Îi dădeam și stand în perete și chiar putea să fac combo. Oh, ok. Mai mic, l-am ajuns din urmă. Aaaa, hyper armor. Ok, mamă, soft paint. Perete. Cutscene combo. Și nu mai are viața. Mamă. Hai, dai un light ca să-ți parez. Ah, oh, fuck, mamă, cum am arătat. Oh, l-am luat totuși.
Nice, asta a fost game. Asta a fost tot, am câștigat. Good fight, a fost destul de intens. Ho! Am dat un spamator. Să sperăm că nu va fi. Mamă, să vezi că să mă spamează. Și eu sunt shinobi, recunosc. Am început și eu să joc shinobi, dar nu spamez. Sunt un caracter. Joc ăsta, să zicem, joc fair. Nu măgar spamator cum cred că va juca asta. Și cum joacă unii. Oh, shit, m-a prins. Am vrut să dau dodge. Nu știu de ce s-a luat. Mamă. Trigger break, mersi. Unii oameni nu știu că, că chestia e trigger break. Dacă te lovești aproape cu un long side heavy. Hai să sărim pe el. Ia uite, mă spamează cu, cu light-ul. Hai că l-am prins. Light. Soft faint. Nu, nope, n-a mers. La dracu. Bă. Nu pare de mine? Oh, yes, să stai win. Super. Ok, trebuie să avem grijă. Mă l-am luat, ești nebun? L-am luat. Și a zis wow. L-am luat și cu ăsta. Nice. Bă, mămică, nu cumva. Ok, hai să vedem ce face ăsta. Ah, că dacă-l prind. Nu mai spama de capul tău. Oh, shit. Oh, shit, nu mi-a dat heavy. E garantat un heavy după combo-ul ăla. Ok. Înapoi că nu mai avem stamina. Ok. Tira. Fuck. Mai bine făceam doar un heavy și nu chuck heavy. L-am luat oare? Ajunge la perete? Nu! Alive. Wow! Nu cred că s-a așteptat la asta. Un charge heavy. Good fight. Ok, oameni buni, am ales să dau rematch la acest caracter. Nu știu de ce a avut el rematch și i-am acceptat rematch-ul. Gladiator nici pe să n-are reputație, dar eu, după cum cred că știți, dacă v-ați uitat la level, urăsc gladiatorii, sunt foarte buni. Și mi-e frică că o să spameze tot step și zona ta, că doar ăștia asta știe să spameze gladiatorul. Ok, deja am început primul atac. Mamă, bă, ești nebun. Bă, mi-a pierdut 30 damage numai prin toe stab. Lași la perete. Mamă, mi-a dat fail la punish-ul, ești nebun? Bă, ce fail mi-a dat la punish, n-a mers charge heavy. Nu, mamă, am dat 2 ca să scap de toe stab și acum mi-a dat guard break. Na, exact ce v-am spus. Mamă, cineva să numere câte toe stab mi-a făcut și zău inimii aia dacă îmi spui în comentarii. Dacă îmi spui câte toe stab îmi face asta în tot duelul, zău inimii aia. Mamă, pare că va fi peste 30. Nu, ca să nu 300 damage, n-am atâta. Bă, mă prinde! Fie să fie. Nu. Ok, l-am prins cu un de dodge. Și n-a mers, nu l-am lovit la perete. Nu. Am dat și dodge, dar degeaba. Mamă, nu. Nu, cred. Oh, shit. Charge. Nici nu știu ce să mai fac, mă enervează asta. Mamă, am văzut că a venit și tot am dat dodge.
Asta e faza enervată, din cauza că nu poți să dai dodge. Mamă, ce urăsc gladiatorii. Ok, poate reuși să faci un comeback. At least comeback cu dracu. Bă, primul zone. N-am ce să zic. Nu! Fut cu! Că n-am camparat aia. Au! Oh, nu cred. Au! Oh, m-a prins. Asta e game. N-am ce să fac. Ioi, poate. Ioi. Facem comeback, please. Please, facem comeback. Mi-e frică. Nu. N-ajunge să-mi pa picioare. Să-mi ba picioare că n-a ajuns la perete iar. Nu. Hai la perete, please. A, nu mai am viață, n-am cum să ajung din urmă acum. Nope, deci fight asta a fost. Ok, avem de-a face cu Orochi, care... Na, o fi e cum prea bun că și-a luat din umor și poate spamează light non-stop, dar cred că îl prind și eu cu niște light parry. Să sperăm, reputate 63 în total și 4 pe caracter. Hai să vedem, sper că putem să-l facem praf. Bun. Ok, asta a fost clar. Ar trebui să-mi mai fac pumnul ăla, că nu-mi garantează nimic. Oh, l-am prins. Wow! Tu vorbești serios că asta chiar a mers? Oh, shit, n-am murit. Oh! Cred că s-a lăsat. Mamă, băi, ați văzut ce am făcut? Am făcut chestia asta. Și oarecum a mers. Am văzut la alți oameni că făceau acest combo și chiar mergeau. Și mă întrebam, bă, chiar e legit? Văd că merge combo. Te chiar arunci în spate și să te dai tu în spate în ce faci light și pe aceea să vii în față cu heavy-ul. La naiba nu l-am prins. Yo, i-am... Nu, shit. Nu cred că i-am parat zona ta cu șebun. Ok, hai să-l prindem. Kira. Oh, nice. Asta a fost frumos. Asta e, cred că nu-l auto semina punish pe lângă ăla cu kick-ul. Cu ăsta. L-am luat, mamă, ești nebun? Mamă, prea departe și mi-am ratat soft feint-ul. Oh my god, ce l-am prins, ești nebun? Nu! Aaa, ce prost, n-a dat, nu m-a aruncat în stânga sau în dreapta, că era, dacă m-a aruncat în stânga sau în dreapta, așa l-am luat, dacă m-a aruncat în stânga sau în dreapta, putea să facă auto semina punish pentru el, două heavy-uri, de sus, ceea ce este extrem de puternice. Eu știu toate auto semina pentru toate caracterele, cred. Și pentru Conqueror, frate, mi este reputată 50 aproape Conqueror și încă nu știe cel mai bun auto stamina. E la fel, el arunce în dreapta două heavy-uri, gata mă. Ok, mai vreau să fac auto stamina punish, a fost chiar șmecher. Nice. Am vrut să încerc ceva, dar nu cred că a mers. Adică clar n-a mers. Nu. Nu. Zona attack? Erau sigur, parcă am parat-o. Am și spus-o că vine. Ok. Ok.
Oh, good fight, man. Este pin? Este pin? Nu e pin! Ah, dar tot l-am luat! Bă, ce naiba, bă, nu ne renunța! Ce a renunțat ăsta? De 3 ori, cred că, runda asta. Că dacă e pin în perete, dacă se lovea în perete, mergea cel combo, dar s-a lăsat și tot a mers. Ok, am dat search for new opponent și tot peste mi l-a dat. Sunt curios să văd dacă folosesc și același caracter. Mi-aș merge cu aici foranul, e destul de căpiat când vine vorba de dueluri. Îți dă aceeași oameni iar, iar și iar. Este un Shugoki reputație 6. Mă, nu știu cum va fi. Depinde dacă știi cum să folosesc acel acel Hyper Armor pe care îl are. Mamă, ce-a făcut nene? Ok, hai să-l prindem în perete. Nice. What? Mamă, tu chiar vrei să mă arunci în chestia aia? Mă, nimic că n-a mers căcatul ăsta de... Ok, am scos Hyper Armor-ul. Timpul să-l violăm. Vedeți? N-a căzut, că avea Hyper Armor activat. Ce n-aș fa să-i faza pe astfel de gopii. L-am luat! Mamă, am dat feint la heavy și pe ce am fost pentru un charge heavy și am intrat oarecum, am mers. Noroc, am să-i spun. A făcut guard break, nu cred că se aștepta la combo-ul ăsta, se aștepta la un guard break, pariu, de asta a făcut. Mamă, a făcut GG. Light? De asta arunc în perete, să-mi bat picioarele. Ok, nu m-am stai, că nu m-am stamina, la limită. Oh, nu. Mamă, bă, la limită m-a aruncat în perete. Chiar că dam, ha, nu m-a aruncat, nu i-a mers. Vreau să fac out of stamina. Ok, ce să mă opresc din apara. Clar, nu o să lasă să meargă. Hai să mergem cu kick-urile astea odată. Nu, nu m-am stamina! Mamă, dacă mergea! Bă, ce trist! Ce să mai fac încă un light ca să îi dau pin în perete? Highlight, flip. Yes, ăsta e pin. Sunt curios să văd dacă merge așa. Nu. Dar m-am ales cu un heavy totuși. Fuck, la limită. Cred că și el are nevoie de un light ca să mă termine. I-am nevoie și eu de tot un light. Mamă! S-a fost la limită. Nice. Și-am dat și pin, dar n-am avea nevoie de pin. În caz că nu știți de ceva, cred că m-am mai zis. Pin înseamnă atunci când îi dau acel peri și îi dau un picior. Dacă îi dau picior și se duce spre perete, se lipește de perete, se lovește de perete și e confirmat acel cutscene combo. În care este heavy, charge, pum și heavy iar pe el. Hai să-mi răpil când lovesc în perete. Nice roll, sushi man. Mă, eu aș putea să încerc combo-ul ăla și când nu mi-e out of stamina. Ar trebui să încerc. Stai care Hyper Armor. Mamă, i-am zis-o și tot am făcut-o din greșeală. Stai.
stai. What happened, armor? Oh, am uitat. Dar degeaba, că acum nu mă... Bă, ce-mi iubesc viața. Ah. Din fericire n-am făcut combo-ul. Mamă, deci cred că e confirmat din câte am văzut. Autopseminal ăsta e confirmat, clar. Acum văd, e legit, chiar merge. Mam, bă, a fost chiar șmecher. L-am luat și la final cu autopseminal. Nu mai avem nicio stamina, am fost un heavy. Dar cam atât cu acest episod, toată lumea. Nu uitați de like, subscribe și dacă v-a plăcut, de ce să nu dați un share. Eu am fost Gamer Potato și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa.